Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Anthem Demo, oameni buni, și cred că ultimul video pentru o perioadă până când o să se lanseze jocul. De data asta vă prezint ultimul javelin pe care îl puteți avea în joc până când EA sau BioWare să anunțe un nou javelin. Acesta este Colossus, sau cum place mie să-i spun, Hulkbuster-ul, mai ales pentru că la final se va arăta și ce opțiune de customizare aveți. Am încercat să-l fac puțin să semene cu Hulkbuster-ul din Avengers, seamănă puțin și vai doamne dacă costumul ăsta nu e gigantic de-a binelea, doamne ferește, deci arată destul de interesant. Bine, am echipat din greșeală două snipere, n-am fost atent. Bine, e sniperul ăsta devastatorul care dă de nenorocește și un alt sniper pe care l-aveam acolo. Bine, le-am echipat ambele snipere cu simplu motiv că aveam nevoie de cât mai multă putere să-mi cresc item level-ul, pentru cum am spus, jocul ăsta există item level și cu cât aveți mai multe iteme bune echipate, cu atât vă crește item level-ul. Bun, după cum vedeți, ele sunt destul de mare, puțin cam nătâng, aș zic așa, dar arată destul de interesant. Cred că este puțin lag cineva, puțin lag, cred că, oare? Stai, cred că intră cineva pe server acum. Când se întâmplă asta, înseamnă că cineva încearcă să se conecteze la instanța pe care o am eu acum. Ok, mă las și pe mine să o mișc. Adică sper să nu... Ok, mi-e puțin teamă să fac ceva. Oh, v-am zis, uite, te simte cineva. Încă un Colossus. Dar de ce când se conectează cineva e mega, mega, mega lag. Ok, deci de pe Z avem abilitatea asta, care este un fel de răget, să zicem așa, ce cumva dă stun și te eliberează pe tine de toate problemele. Gen, dacă ai tu stun sau ești încet, te eliberează de toate problemele. Pe Q avem... cred că ceva AOE, ce dai trăznet în jurul tău, ce e destul de tare. Astea sunt abilități ce mi-au picat mie, deci nu sunt alea cele primite de la început. Și avem o abilitate cu... Oh, e un shotgun ăsta, deci avem un shotgun aici. Asta e destul de tare. Deci avem un shotgun, ceva AOE în jurul nostru și după aia o să dăm și ultimata. Noi o să ne ducem foarte, foarte frumos încolo să vedem ce găsim. Mi se pare interesant că javelinul ăsta poate să zboare, adică serios, poate să zboare, adică serios... Dracule, cât de matahală e. E interesant și că poate să sprinteze, adică e aiurea. Nu mai zic de zburat, zburată mi se pare totuși încă ceva incredibil la felul cum e. Dar bine, la ce drept, dacă stăm să uităm așa ce reactor gigantic avem pe spate, mă îndoiesc că nu avea abilitatea să zboare, adică serios. Ok, hai să ne găsim și noi ceva ținte, să ne încercăm arsenalul de abilități și de chestii pe care le avem noi. Cred că pe aici s-ar putea să găsim ceva. Oh, n-am încercat miliu, să vedem. Oh, Miliu e pur și simplu, mamă, Miliu e un fel de ăsta de Hulk Smash. Aia, bine că am pus numele de... mă gândeam la el ca la Hulkbuster. Oh, văd o tonă de inamici pe aici, hai să-i aranjăm o leacă. Boom! Bob Smash! Mamă, deci reactorul ăla e incredibil. Ia, electricitate! Oh, da, a dispărut dinamicul. Voiam să văd cât damage dă, ia. Ah, ce tare, deci fii atent, când te apropii de ei, imediat poți de-aia. Am văzut că mai are și alte abilități pe cum se poartă un... poți să porți un shield pe care să-l folosești, fie să te aperi, fie să intri în alții, n-am să faci un fel de shield bash, asta e destul de tare. Și asta e destul de șmecher, dău. Sunt curios de shotgun-ul ăla, ce proprietăți are și ce damage are. Ok, văd aici un inamic. Oh, da, oh, da, asta e tare. Asta e destul de șmecher. Ok, hai să vedem cum ne putem... Văd că încolo e ceva, din tot mă anunță că e ceva aici, nu știu ce. Aud ceva. Hello? Oh, intercept. Tot felul de chestii pe care le puteți găsi în lumea asta. Ok, hai să vedem că n-am încercat încă Z-ul. Ia să vedem Z-ul ce face dacă intrăm. Ok, de Z-ul nu face nimica. Bam! Mamă, shotgun ăsta dă enorm de mult. Deci poți să spamezi E-ul lejer și n-ai treabă. Ok. Deci, oh, îmi place shotgun-ul ăla, e destul de OP. E OP, dă damage bine. Ia, hai să dăm shotgun, sniper-ul ăsta cum dă. Ah, am ratat. Așa că e un mic delay între ceea ce faci tu. Delay și de server, dar delay și de cum e arma construită. Ok, deci nu e range-ul foarte mare, trebuie să am grijă totuși. Și scurez de ultimată, nu știu că dacă e close range acum, dacă e close range. O să încerc să mă mut la close range în ideea să vedem dacă... Ok. Oh, wow! Holy shit, devii un fel de... nu știu, grenade launcher uman.
Mortar launcher uman. Ok, doamne. Colosul suie destul de tare. Ok, începe să-mi placă, începe să-mi placă și colosul ăsta destul de mult, ceea ce înseamnă că atunci când o să se lanseze jocul, nu o să știu clar cu ce vreau să mă joc dacă toate costumele sunt așa de distractive. Dar nu o să mă joc jocul ăsta dacă el o să continue să meargă ca un ca un câcă. Ok, zic cât avem deșteptat aici, trebuie și de misiunea asta măcar să luăm și noi ceva reward înainte să plecăm de aici. Ok, văd o dinamică în față. Bam, bă, de sniperul ăsta e devastator, nu, de, nu degeaba se numește devastatorul. Wow, 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 de ce? Iar e delay la server, ok, super, stai că dăm sniperul ăsta la alt. Oh, și asta merge pe aceeași principiu, asta e destul de drăguț. Oh, are nevoie de reactoare și întâlpi asta ca să facă double jump. E că era de așteptat, dar pana aia. Sunt destul de aproape, ce Dumnezeu vorbește asta? Ok, nu mai am o bate, să ne ducem totuși. Doamne, deci cum dă asta, mă nenorocește, vere, cum dă. Îmi place de mor. Oh, aia e ăla, ăla de dă cu, cu o travă. Bam. Oh, nici nu trebuie să țintești bine cu ăsta. Da, mă, locului. Nice. Chiar, chiar mi se pare destul de mișto. Ok, trebuie să-l batem pe gagiul ăla. Se rezolvă. Ok, iarăși un mic slug. Cred că iarăși e cineva care nu se conectează. Da, cel mai probabil. E genul ăla de problemă. Da, iarăși are cineva se conectează la sesiune. Wait. Oh my god, unde mă aflu? Jesus, ficior. Ok, iar e mega lag. Deci nu ce oleacă departe aici până ne revenim. Deși cred că e degeaba mod că departe, că oricum o să-mi iau damage. Acum observa, nu am shield. Deci nu am shield, deci gagiul ăsta n-are shield. Ok. Super sniper ăsta, l-ador. Yeah, Hulk smash! Hulk smash, oh, ok, Hulk smash. M-a spus, exact ca și Hulk smash aici. Mamă, ce dată de rugi pe ăsta așa. Uf. O, trebuie să ne norocesc pe ăsta, nu? Gata, mă, fii atent aici. Asta cu electricitatea e destul de practică, sincer. Mamă, dar shotgun-ul e cel mai practic lucru ever din, din costumul ăsta. Ia stai așa. Boom. Boom! Boom! Damn, bă, băiatule, cum dă ăsta! Damn, e genial ăsta așa! Îmi place, îmi place colosul ăsta. Sincer, credeam că o să fie cel mai nașpa dintre toți, dar colosul ăsta dă foarte mult damage și mai e și vitai călău și rezistent. Adică dacă îți plac costumele astea de robot butucănoase și super rezistente, clar ăsta e costumul pe care vrei să-l folosești când se lansează jocul. Ah. E totuși e impresionant că poate să zboare atât de mult. La felul cum arată și cum, cum se mișcă, îți vă dați seama că e destul de greu să faci asta să miște destul de bine. Și mai important e că totuși... Oh, oh, de pe control ai shield-ul! Am crezut că de pe control e dodge, v-am zis că acum mai important e că are și dodge, dar am zis, oh, never mind, te are shield. Ah, cât de tare, și poți să-ți dai abilitățile? No, trebuie să alegi. Ok, și ții shield. Ah, cât de tare, el oricum e mult prea greu ca să dai dodge sau ceva, de-aia ai nevoie de ceva de apărare. Foarte tare asta, foarte tare asta cu shield-ul. Și hai să ne întoarcem la bază acum, să vedem noi cum arată costumul lui Colossus. Pentru că cei mai probabil sunteți curioși de asta, vă zic de pe acum așa că micul spoiler, o să fiți dați puțin pe spate pentru că arată destul de masiv, aș putea să zic așa, adică super, super masiv și arată bine rău de tot. Deci o să fie destul de tare. Acum, sperăm că jocul nu o să intre iarăși într-o problemă de aia nașpa. Eu încă mereu stau așa foarte îngrijorat când mă joc jocul ăsta, nu știu niciodată cum o să se întâmple ceva prin el. Recording victories. Ok, văd că iar există o problemă de comunicare. Dacă nu merge să ne întoarcem în ăla, să știți că n-o să mai fac să vedeți cum arată. Glumesc, o să vedem, faci ne cumva. Hai jocule, hai. Cu tupeu te rog, cu tupeu.
Cred că m-a trimis de un alt F4. Oh, never mind. Eram pregătit de alt F4 acum. Sau ceva. Da, sunt eu, Sage, o să dau skip la toate că nu mă interesează datele. Bă, că sunt level 0, deci cumva s-a dus puțin cu domnul. Și acum să ne ducem în hub-ul nostru să vă arăt cum arată asta. Eu tare, tare sper că la lansare jocul să fie mult mai finisat de atâta, pentru că este super, super distractiv. Mie chiar îmi place ideea din spate jocului, e destul de drăguță și mai ales cum e prezentat, e fix pe stilul meu. Uitați și costumul așa mai de aproape, să vedeți puțin detaliile. Am schimbat eu niște texturi pe aici la robot, dar în mare arată ok. Bun, hai să intrăm la Forge. Să vedeți aici la Forge despre ce este vorba. Deci avem Heavy Assault Launcher-ul, care este shotgun-ul. Cel mai probabil mai alte opțiuni. Avem armele, astea sunt sniperele pe care le-am luat acum. Cel mai probabil putem să le schimbăm ceva mai practic, dar nu am nimic momentan bun. Support gear, avem shield-ul și un rally, un pulse. Asta cred că tu altfel pui o zonă unde să apeși, ăsta rallying cry, marks enemies and force them to attack the colossus. Ah, e un fel de taunt, scuze. Deci am crezut că e la fel ca la interceptor. Aici, tot la fel, support gear-ul ăla. Bine, nu, este sunt componentele care să-ți facă totul să fie mai bun, să-i support gear-ul. Și ăsta este launcher-ul, de l-am pus eu cu electricitate, dar poate să fie și un aruncător de rachete, ceea ce e destul de șmecher. Și la appearance, acum să vă arăt, deci uităm la chest, el n-are cap, asta mi se pare interesant că el n-are cap. Și asta, așa arată el, deci pur și simplu faci un bulldozer adevărat aici, după cum arată. Plus, imaginați-vă chestia aia pusă deja, plus asta pe mâini, care... Din nou te face și mai masiv. Mau, acum o să arăt la mănuși cum se schimbă toată situația. Arată bine. Sau nu la mănuși. Și ce mai avem? Și picioarele, care din păcate nu au... Oh, au unlockable-ul. Mamă, cât de masiv. Am încercat să le folosesc mai devreme și nu mi-a dat. Mamă, deci cât de masiv pare totul. Nice. Da, mai bun. Cam asta ar trebui în acest video. Eu sper totuși că v-a plăcut și dacă v-a plăcut și veți vedeți mai mult content cu Anthem când o să lanseze, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment, iar noi ne vom auzi cel mai probabil data viitoare. Pa, pa!